Federația Rusă, în stilul său istoric, a anexat un teritoriu care aparținea unui stat suveran și independent. Este vorba de anexarea Crimeei. Un astfel de eveniment nu poate decât să creeze îngrijorare pentru țările din regiune, indiferent că sunt membre ale Uniunii Europene sau NATO. Concluzia pe care eu am promovat-o în discuțiile avute cu președintele Timofti este că, dincolo de îngrijorare, trebuie să luăm măsuri care să prevină evenimentele cele petrecute în Rusia și Ucraina la adresa altor state, precum Republica Moldova, a precizat Traian Băsescu. Nu există o soluție mai bună pentru Moldova decât integrarea în Uniunea Europeană. Eu, ca reprezentant al unui stat care se află în Uniunea Europeană, înțeleg foarte bine neajunsul faptului că Moldova a fost invitată să semneze un acord de asociere și liber schimb, dar nu i s-a dat un orizont în care ar putea să devină membru al Uniunii Europene. Am promis președintelui Timofti că voi susține ca în cel mai scurt timp Republica Moldova să primească acest orizont, a arătat Băsescu. Aceasta a fost și slăbiciunea ofertei făcută Ucrainei. Nimeni nu i-a oferit o perspectivă de integrare în aport cu oferta făcută de Moscova, care invita imediat la intrarea în Uniunea Eurasiatică. Mi-am asumat ca la următorul Consiliu să ridic din nou această problemă, a mai spus șeful statului român. Poate acum devenim mai pragmatici puțin noi cei care suntem în Uniunea Europeană. Problemele de securitate ale Moldovei au fost analizate în discuția cu domnul Timofti și România trage un semnal de alarmă cu privire la riscurile de securitate din Republica Moldova. Suntem siguri că guvernul și președintele Moldovei vor găsi soluții să gestioneze cu calm problemele pentru a urma calea europeană, a încheiat șeful statului român.